camion deschis cu pământ. Circulă pe la Buftea, pe strada centrală. La poliție staționează impasibilă pe trotuar. Nu era destul că mașinile cele au ocupat aproape tot trotuarul, parcând de alatul. Nu era destul că-i pus un panou publicitar acolo și alături o parcată mașină. Dar încă și autospeciala MAI 40782 a ocupat restul trotuarului. Acum se meargă cineva cu un cărucior, cu un scaun rulant. Nu o să încapă sau o să trebuiască să le șteargă lor mașina de praf. Dar ei s-au oprit ca o treabă la covrigării. Credeam că polițaiul vrea covrigi, dar el are treabă la schimbul valutar, la amanet. De fapt, el cu toată lumea are treabă acolo. Nu vede nici cum traversează femeia asta periculos, în loc ilegal. Îl întrebe, acum auzi care misiune, investighează un caz. Poate că nu-i vina lui, dar a șoferului care a parcat oricum. Sau poate anume asta fac, aplic amenzi celor parcați pe trotuar. Dar de ce au parcat și ei tot așa pe trotuar? Plecat. Cel care îngrădea circulația și a rămas numai mașina poliției. Hai, vino cu a. Dar nu încălzesc nici ei mult locul. N-am prea văzut semnaleze că iese din parcare. Poliția merge fără centură, tot aceea, 40782. Bravo, băi!